Bun găsit, domnule Teja. Ce concluzii se pot trage după o astfel de înfrângere? Ce concluzii se trage, vă dați seama, după un astfel de meci, un astfel de scor, vă dați seama că e rușinos pentru noi și nu sunt de spus. Trebuie să ne revenim foarte repede, trebuie să dăm mult mai mult, trebuie să arătăm mai multă atitudine pe teren, pentru că din păcate luăm goluri pe greșeli personale și după aceea e greu să mai revenim. La fel cum am făcut și la FC Argeș, cum am făcut cu UTA acasă, am luat două goluri foarte rapid, după care trebuie să alergi. E foarte greu. După aceea, la fel, cartonaș roșu, rămânem și în 10 oameni. Nu e ușor să faci față în 10 oameni aici la Sepsi, e o echipă puternică, dar este clar, vina este la noi. Sigur, sunt multe de spus, multe de făcut. Nu vreau acum să dau nimeni, vreau să vedem ce avem de făcut în continuare pe viitor, pentru că este clar, nu se poate continua așa și trebuie să luăm o atitudine rapid. Vă vine să credeți că ați trăit cea mai drastică înfrângere din istoria clubului sau vă gândeați vreodată că puteți trăi o astfel de umilință? Nu mă gândeam niciodată nu mă gândeam, vă dați seama, am venit, îmi doresc și vreau la fiecare meci să câștigăm, nu mi-am dorit niciodată asta, niciodată mi s-a întâmplat asta. Din păcate suntem într-o perioadă foarte, foarte grea, dar trebuie să ieșim repede. Ați simțit ceva la pauză, pentru că ați făcut multe, multe schimbări acolo, însă a venit acea eliminare și exact. Acolo practic... Exact. Păi aici mi-aș dori mai mult să vorbim pe teren, pentru că și eu aici în fața dumneavoastră nu sunt foarte multe de spus. La fel și băieții, dacă vin în fața voastră, cred că trebuie să vorbim mai puțin, să facem mai mult, cred că trebuie să schimbăm 360 de grade, trebuie să schimbăm atitudinea și 180 de grade, pardon, și trebuie să fim mult mai atenți la tot ceea ce facem. Vă este frică de o posibilă demitere după rezultatul ăsta? Nu mi este frică de demitere sau de asta. Îmi pare rău, cer scuze în primul rând suporterilor și tuturor celor care sunt în Botoșani. Nu e neapărat asta demitere sau... Eu sunt sigur că lucrurile se pot întoarce, lucrurile, dar cu o atitudine bună, cu atitudine bună și cu un grup mai unit. Spunea Pap că toată lumea de la un cap la altul a fost penibil în seara asta. Da, așa este, așa este, așa este, cu toți am fost, cu toți am fost penibili. E clar, v-am spus, după un așa rezultat și din păcate n-a mers nimic astăzi, v-am spus, contează mult și acel cartonaș roșu, niciodată nu trebuia să faci fault acolo la mijlocul terenului, tocmai am vorbit în vestiar să încerce să joace mai bine, să controleze mingea și să nu creăm mai multă panică. Ce se poate întâmpla în pauza asta care vine acum și cât de importantă este? Se pot întâmpla multe, se pot schimba lucruri, trebuie să ne revenim, în primul rând. V-am spus, trebuie să avem o discuție noi între noi, în primul rând, să ne spălăm pe față, să vedem unde am greșit, cu toții am greșit, să încercăm să dăm mai mult fiecare dintre noi și este clar că trebuie să schimbăm ceva la noi ca să revenim mai puternici, pentru că dacă nu, mergem din ce în ce mai jos. Mulțumim tare mult! Mulțumim.